Peste 200 de elevi corigenți din județul Gorj pot prinde un loc la liceu. Chiar dacă au rămas cu restanțe, tinerii pot să aplice pentru unul dintre locurile rămase libere din învățământul liceal. Aceștia trebuie să completeze doar fișa de înscriere, unde apare media generală a anilor 5-8. 205 elevi din clasele a 8-a din județul Gorj au fost declarați corigenți în acest an școlar și 50 dintre ei au fost înregistrați cu situația neîncheiată. Precizăm că aceștia nu au pierdut șansa de a urma cursurile învățământului profesional, ba chiar au posibilitatea să se înscrie în etapele următoare pentru locurile rămase neocupate în învățământul liceal. Cei 50 de elevi cu situația școlară neîncheiată vor putea să își continue studiile cu condiția să promoveze și să își încheie situația la învățătură. De altfel, în județul Gorj s-au înregistrat și 14 repetenți la clasa 8-a.